Anis viscolit la munte, iar stratul de zăpadă a atins chiar și 82 de centimetri la vârful Omu. Drumarii au împrăștiat deja pe șoselele de la munte peste 16 tone de material antiderapant. Vremea rea le-a dat bătăi de cap nu doar șoferilor care s-au aventurat pe șoselele de la munte, ci și celor care au tranzitat sud-estul țării. Din cauza ploilor abundente din aceste zone, circulația rutieră s-a desfășurat cu dificultate. Meteorologii nu au vești bune pentru perioada imediat următoare. Până la miezul nopții sunt în vigoare avertizări meteorologice de vreme rea în 16 județe. La Muntea Ninscani, povești. Drumarii au intervenit pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și au împrăștiat peste 16 tone de material antiderapant pe Transfăgărășan și Transalpina, dar și pe DN1A și DN73. Pe aceste drumuri s-a circulat cu dificultate și din cauza ceții dense și a viscolului. Polițiștii sfătuiesc pe șofer să-și echipeze mașinile pentru iarnă, să reducă viteza și să respecte semnalizările temporare. În stațiunea Cheia din județul Prahova, 4 turiști au rămas blocați într-o cabană după ce vântul puternic a doborât mai mulți copaci pe carosabil. La vârful Omu, în munții Bucegi, stratul de zăpadă măsura de dimineață 81 de centimetri, iar termometrele înregistrau o temperatură de -6,4 grade Celsius. În Harghita a nins astăzi pentru prima dată. Pentru localnici nu a fost însă o surpriză. Ha, nem volt nekünk meglepetés, mert hitten már lehetett várni. Lehetett várni ezt már, a tennap már gondoltuk, hogy a havazás kapít minket. Hát itt elég korán meg szokott jönni a tél. Tavaly is azt hiszem, ilyenkor már volt. Végül is nem az Alföldön vagyunk, Hargitán, ide jellemző a hó, korán béköszönt, későre melyen el. Biztosan a sízni vágyók nagyon várják, hogy hát a pályák. În sudul țării a plouat fără întrerupere aproape două zile, ceea ce a făcut ca traficul să se desfășoare cu dificultate pe mai multe drumuri. Și în București vremea a făcut prăpăd. S-au format bălți imense chiar la intrarea în capitală, acolo unde șoseaua de centură se intersectează cu splaiul Unirii. Astfel, șoferii s-au văzut nevoiți să reducă viteza pentru a nu pierde controlul volanului. Totodată, meteorologii spun că nu vom scăpa prea curând de vremea rea. Cod galben și portocaliu. Codul portocaliu este doar strict pentru zona montană, adică pentru masivele Făgăraș, Bucegi și pentru zona Carpaților de Curbură. Acesta este valabil din această după-amiază de la orele 18 și până la miezul nopții, în zona montană continuând să ningă slab, dar în principal pentru intensificarea vântului care vor viscoli și spulbera zăpada. În același timp, mai este tot pe acest interval de la orele 18 și până la 12 noaptea un cod galben valabil pentru sudul Moldovei, pentru estul Munteniei și pentru Dobrogea, unde vântul va continua să prezinte intensificări și pe spații mai restrânse se vor mai cumula cantități importante de apă.